La 30 de kilometri de București, soneria e detronată. Nicolae Bogza e acasă, paznicul pare căzut din cer. Ați greșit adresa, Joe Bogza stă alături, nu știu dacă s-a întors de la mare. Insist, Nicolae Bogza. Omul e din ce în ce mai încurcat. Aici locuiește Radu Tudoran și dă să-mi închidă partea în nas. Noroc că Nicolae Bogza, Radu Tudoran, mă aude și vine de pe lac. Snagovul la scară redusă să țină loc de Pacific, pe ocolite vom ajunge și aici. Cum vă distribuiți timpul unei zile? Vă rog să împletiți cât mai posibil realitatea cu fantezia scriitorului. Chiar pentru un răspuns la o întrebare destul de simplă, aproape tehnică, mi-ar cere un pic de meditație, ceea ce în fața microfonului și în fața aparatului pe care îl simt alături nu mi-e cu putință. Am să încerc totuși să vă spun că nu împart totdeauna în același fel timpul unei zile, dar că intervine aici și dispoziția, poate fantezia, intervin elementele naturii de cele mai multe ori, soarele, vântul, ploaia. Sunt zile când mă scol înainte de răsăritul soarelui și atunci pot să spun că am o zi mare. În aceste zile care sunt cele mai fructoase pentru mine, îmi rămâne timp și pentru lucru, multe ore, 4, 6, 8, 10 uneori. Îmi rămâne timp și de meditație, îmi rămâne timp să stau și la soare, să merg și pe apă, deși nu e o apă care să mă satisfacă. Îmi rămâne timp să stau de vorbă cu mine, să stau de vorbă cu oamenii care nu sunt aici. Și seara, târziu, să ascult chiar și muzica. Spuneați la un moment dat că în programul zilei dumneavoastră intervin și unele modificări. Dintr-o gentilețe ați omis să spuneți că intervin și oaspeți nedoriți ca noi. Îndeopște, oaspeții nedoriți nu izbutesc să ajungă până aici, fiindcă am metode de a mă ascunde. Cred că prin asta ați înțeles că dumneavoastră nu sunteți niște oaspeți nedoriți, chiar dacă prin prezența dumneavoastră aici m-ați fi luat de la vreo treabă, dar vă mărturisesc cinstit că astăzi nu aveam niciun fel de treabă. Era o zi în care vroiam să trândăvesc, dacă nu vă supără cuvântul. Mă simt ceva mai liniștită. Dar să știți însă că prin prezența dumneavoastră aici m-ați împiedicat totuși de a trândări, fiindcă asta cu microfonul în față nu e deloc o trândăreală. Paradoxurile dumneavoastră. Nici măcar nu e un paradox. E ceva cum nu se poate exprima mai direct. Pentru mine, care am spaima acestor mașinării de înregistrat, sunet sau imagini, am spaima din când am experiența lor, fiindcă sunt învățat să stau mai mult singur cu hârtia în față și nu cu marfă. Toate aceste intervenții din afară mă crispează și iau ceva din mine, care e al meu și care nu poate fi în clipa de față, care nu se poate exprima în clipa de față. Nu o să obțineți totul de la mine. Am făcut trecerea de la ponton în locuința dumneavoastră suficient timp ca să vă recăpătați suflul și să nu vă mai temeți de aparatul nostru de filmat. Stați încă pe gânduri. Aștept. Da, o întrebare. Aștept. Da, imediat. Când am venit aici mă pregătisem așa pentru o sumedenie de întrebări pe la care am renunțat fiind din calea afară de convenționale. Amintirile dumneavoastră, începând cu copilărie, ar fi fost lung. După aceea să-mi explicați cu argumente științifice de ce într-o familie apar doi scriitori, dumneavoastră și fratele dumneavoastră, Geo Bogza. O sumedenie de lucruri de astea care... Aici vă întrerup, în afară de mine și de acest frate al meu cunoscut de toată lumea, că mai am un frate mai mare decât noi doi, care scrie din tinerețe, exact, nu știu nici astăzi ce scrie, poate studii filozofice, nimeni din noi nu le-a văzut. E un om care trăiește destul de retras. Și pe lângă el, o altă surpriză, am o soră de asemenea mai mare decât noi. Mai mare decât noi. Ca vârstă. Da. Ca ani. Dacă poate fi cineva mai mare ca vârstă decât noi. Și ea însăși scrie schițe destul de discrete, destul de subtile, pe care însă nu îndrăsnește să le arate decât cel mult fraților ei. Va să zic că într-o familie 4 scriitori, să fac corecturile necesare. Vă rog să... Aș vrea să fie toți 4. Sertarele dumneavoastră îmi trimit niște SOS-uri în fața cărora eu nu rămân indiferentă. Deși termenul întremițat pe uscat, SOS, nu trebuie luat ca pe mare, am să le iau totuși așa și am să mă silesc să vă răspund. L-am întrebuințat pentru că sunt în locuința dumneavoastră. Dar e o locuință terestră, din păcate, aș fi preferat să fie putitoare. În sfârșit, are temelii în pământ și trebuie să țin seama de ele. De aici se iese doar cu închipuirea. În casa aceasta scriu. Scriu pentru mine și scriu mai ales pentru alții. Sertarele mele sunt goale în clipa de față. Sper că nu mi-e gol capul, sper că nu mi-e goală inima. Dar sertarele sunt goale, fiindcă ultimul manuscris se află de mult la tipar. Pe ce mărșoci ne navigați acum? Eu n-am să vă răspund metaforic, așa cum e întrebarea dumneavoastră, dar fiindcă sunt dator să vă răspund, am să vă spun că navig pe aceleași mări și oceane unde m-am aflat acum aproape 2 ani, adică în Oceanul Atlantic, în nord și în sudul lui, pe urmele manuscrisului meu, care deși se află la tipar, continuă să mă urmărească, nu mă socotesc deloc deslegat, nici de textul meu, nici de ceea ce sugerează el, până în clipa în care cartea nu va apare, până în clipa când nu am să o văd în față, până în clipa când n-am să știu că oameni, prietenii mei, mulți și cititorii mei, de asemenea sper că mulți, n-au să ia cunoștință de ceea ce a însemnat această călătorie pentru mine, eu nu mă simt deslegat și nici nu pot să fiu deslegat de lucruri care totuși nu se mai află asupra mea în clipa de față. Cum l-ați intitulat? Jurnal de călătorie sau? Este un jurnal de călătorie, cel puțin din punct de vedere tehnic, în ca formă, adică pentru că urmează însemnări de la o zi la alta. Totuși, în conținutul lui, cred, îndrăznesc să cred, că depășește forma, fiind o confesiune permanentă, poate fi numită la un moment dat, cum s-a și sugerat la editură, un roman autobiografic. Resping ideea aceasta și revin asupra primeia, anume că este o foarte lungă confesiune. Este prima carte când, datorită împrejurărilor, vorbesc despre mine, ceea ce, credeți-mă, că mi-a fost destul de greu. Și acum vorbiți despre dumneavoastră. De aceea îmi este la fel de greu. Așa să vă explicați ezitările, crispările și încordările mele. Merg din indiscreție în indiscreție. Am aflat că mai de mult v-ați încumetat, v-ați aventurat să vă construiți un cuter. Este adevărat și întrebarea nu o socotesc o indiscreție, deși nu răspund la ea cu cea mai mare plăcere, că îmi stârnește niște nostalgii aproape de nevindecat. Am încercat, îndată după război, să-mi construiesc un cuter, dacă vreți, nu era de fapt un cuter, un vas cu care aș fi putut să merg pe oricare mare și ocean, deși era de proporții modeste. Intenționam să pun în aplicare un vechi plan al meu, nutrit poate încă din adolescență, acela de a cunoaște lumea văzută foarte aproape, foarte de aproape, privită fără intermediul ghizilor și fără grava excursiilor. Aș fi vrut să pot călători la voia mea. Nu am izbutit să realizez acest plan. El a rămas o nostalgie, dar nu un regret, fiindcă în parte mi-am realizat aspirațiile pe alte căi. Știți foarte bine și dumneavoastră, în parte cu imaginația, în parte în realitate. Călătoria din Atlantic reprezintă o compensație vastă pentru vechile mele aspirații și sper că vor mai urma, în măsura în care anii au să mă cruze, vor urma și alte compensații. Cred că trăiți acum bucuria creației, chiar dacă lucrați la un lucru de mult elaborat. Mă refer la adaptarea pentru scena romanului Cu toate panzele sus. Nu știu de ce, am așa intuiția că ați definitivat și distribuția ideală, distribuția autorului, care nu are niciodată nimic, adică nicio interferență cu distribuția regizorului. Așa prevăd și schimbul înfocat de replici. Stați pe gânduri, de ce? Nu, am vrut, aș fi putut să vă întrerup, dar v-am lăsat dintr-un fel de sadist să continuați, ca să vă dau acum un răspuns care o să vă surprindă. Aveți informația exact de acolo de unde o am și eu, adică din reviste sau din ziare. Din Contemporan. Eu tot de acolo o am, ceea ce v-am spus reprezintă o surpriză și pentru mine și pentru dumneavoastră. pentru că nu am avut intenția, nici nu am, nici nu o voi avea, de a face o dramatizare după această carte și după nici o altă carte a mea, întrucât îmi lipsește priceperea. Vă rog să mai tolerați o întrebare. De unde atâta fidelitate la un bărbat? N-am spus încă pentru ce. Pentru apă, pentru mare, pentru călătorii, pentru... Înainte de a vă răspunde la întrebare, trebuie să vă spun că am și alte fidelități. Și acum să mă întorc la ceea ce strict ați vrut să știți. Fidelitatea se menține fiindcă este foarte veche. Cred că am iubit apele înainte de a le vedea. Nu mai e vorba numai de o fidelitate, este aproape vorba de o cimentare. Ca să nu vi se pară paradoxal ceea ce spun, am să adaug că m-am născut la Șes și primul peisaj cu care s-au deprins ochii mei au fost orizonturile întinse foarte largi. De aceea mai târziu am comparat câmpul nostru cu marea și nu este doar o imagine. Eu adesea, când văd Bărăganul, am impresia că am ajuns prematur pe malul mării.